Cea de-a treia ediție a proiectului Teatru în TVR a avut drept temă genul comedie, unul dintre motive fiind îmbogățirea Arhivei TVR cu această categorie de spectacole. O coproducție TVR, Teatrul Arte de la Anima, Acești nebuni fățarnici de Teodor Mazilu, este o incursiune în lumea escrocheriei, a ciubucurilor și a viciilor. Din distribuție fac parte Irina Cojar, Crina Lință, Andraș Demeter, George Rotaru, Laur Drăgan, iar regia și scenografia sunt semnate de Silvia Roman. La prima vedere, protagoniștii nu par a fi nebuni. Aceștia își doresc să trăiască bine, au nevoie de dragoste și concep felurite combinații, nu unele destul de iscusite, pentru a-și realiza planurile. Vor să trăiască după cum îi taie capul, satisfăcându-și pofte efemere și interese meschine, în afara oricăror reguli. Au sau nu au un ideal? Și puneți-mi odată cătușele alea! Teatrul Cochet prezintă în cadrul celei de-a treia stagiuni de Teatru în TVR Magnoli și Cianură, de Olga Delia Mateescu. O comedie polițistă, cu numeroase ițe încurcate, în regia lui Ingrid Bonța. Piesa îi are în rolurile principale pe Orodel Olaru, Irina Ungureanu, Alexandra Gabriela Niță, Alexandru Mandu. O comedie polițistă, un spectacol labirint, dar nu unul spațial, ci unul cu ițe și situații încurcate. Patru personaje, patru suspecți. Cine este criminalul? Care sunt indiciile? Și către cine conduc? Cum vă aranjați? Cum vă coafați dumneavoastră? Haide, domnule, ce nu puteți să ne spune? Ne spuneți? Ce să vă spun? Haideți, nu... doamnă, spuneți-ne! Știți ce vreau să vă întreb? A cui este trusa de machiaj de la etajul mac? E trusa de machiaj, eu. Trusa a cui de este? Păi ia poate spuneți-mi. Poate ia domnișoare, că n-am eu trusă de machiaj. De unde poate vin eu de la când mă cu trusa? Ați venit singur? E și șoferul jos, mă așteaptă. E și medicul. Am venit să mai privesc o dată în ochi. E arestat? Nu, domnule, nu este arestat. L-am reținut pentru a-l proteja. Protejat, pe dracu, protejat. Am crescut un șarpe la sână, asta am crescut. Un șarpe. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți ceva și ar fi bine să începeți acum. Haideți. Foarte bine. Liliana? Da. Liliana, dar ce ți-am nu las? Eram zi de zi la spa, iubitule. Dimineața veneam aici. De când ai căzut pe scări, am bănuit ceva, de-aia am vrut să instalăm sistemul la video acasă. Am vrut să o am pe Vivian sub supraveghere. Cum? Stai așa puțin. Cum? Adică, tu, Liliana, tu ai făcut toate lucrurile astea? Tu? Tu ești scorpie! Scorpie, ce ești? Scorpie! Tu te adresezi propriei persoane, nu? Da, dragule, știam că tu nu prea vii pe aici. Că Vivian, iată, nici n-a vrut să mă cunoască. Așa că mi-a mers deghizarea. Scuși, tu ai stat tot timpul cu peruca? Da. Masa puterilor noastre, de Petre Barbu, în regia Silviei Roman, din distribuția căreia fac parte Andraș Demeter, Liliana Pană, Flavia Hojda, Costel Dobrescu, Răzvan Rotaru, s-a numărat printre câștigătorii concursului Comedia ține la tineri, proiect inițiat de Teatrul de Comedie, care promovează și susține tinerii regizori. Un spectacol caleidoscop, un macaz al perspectivelor pragmatice, un travaliu al cunoașterii și al domesticirii celor mai adânci și intime frici, vulnerabilități, dorințe, visuri. Un spectacol cu și despre familie, pierdere, resemnare și, nu în ultimul rând, despre dragoste, despre noi. Thank you.
Teatrul de artă a prezentat, în cea de-a treia stagiune a teatrului în TVR, Cerere în căsătorie de A.P. Cehov, piesă care aduce în prim plan o serie de întâmplări amuzante generate de tema protagonistului de a face o cerere în căsătorie. Spectacolul are în palmares premiul pentru cel mai bun spectacol și premiul pentru cel mai bun actor, George Constantinescu, la Comic 7B, Festival Internațional de Teatru Independent de Comedie, ediția 2016. Un lucru e cert. Îți trebuie ceva curaj să faci o cerere în căsătorie. Ei bine, pețitorul nostru nu îl are. Ar vrea să se însoare, fata îi place, la o adică și cu socrul s-ar putea înțelege, dar nici legat de glie nu s-ar vrea. Și unde e o problemă, se știe. Apar mai multe. Bunica mătușii mele a dat poiana boilor, în folosință vremelnică, fără termen și fără nicio placă, verișorilor bunicului dumitale, pentru că i-au ars niște fâncărămiți. Ei, verișorii bunicului dumitale s-au folosit de poiana asta timp de vreo 40 de ani. Exact. Fără să plătească un ban. Și s-au deprins să socotească poiana lor. Vă știți și dumneavoastră că în momentul în care a ieșit legea... Uișorule, ia, dă-mi voie, stai să lămurim un lucru. Dumneata, uiți faptul că verișorii n-au plădinit bunici și așa mai departe, tocmai fiindcă în vremea aceea era o ceartă pe poiana boilor și așa mai departe. Da. Acum până și când ești tu ca noastră. Spectacolul Paiațele este o fantezie de Nicolae Urs, după proza scurtă a lui A.P. Cehov și nu numai. Montarea este o comedie în familie sau, altfel spus, o căsnicie cu cântece. La baza scenariului stau două lucrări ale lui Cehov. Sceneta monolog despre efectul dăunător al tutunului și schița El și ea. Din distribuție fac parte Victoria Cociaș și Nicolae Urs, iar Olimpia Urs este invitată specială. Hai, iubitule, spune așa cum știi tu. Doi scoțieni... Asta este grozavă! Dar nu e cu doi scoțieni, e cu trei scoțieni. Nu, mămică. Asta pe care vreau să o spun este cu doi scoțieni. Nu, dragă, e cu trei scoțieni. Ăia trei scoțieni care atunci când s-a venit cu cheta, unul din ei a leșinat și ăilalți doi l-au scos afară. Nu e asta? Nu, iubită, nu, asta este cu doi scoțieni. Gata, și asta e formidabilă, dar nu este cu doi scoțieni, e cu un singur scoțian. Nu, scumpa, eu vreau să spun asta cu doi scoțieni. E cu un singur scoțian ăla care și-a îngropat nevasta cu jumătate de corp afară ca să țină loc de monument. Nu asta vrei să o spui? Nu, iubite, asta este cu doi scoțieni. Gata, acum chiar știu. E cu clubul scoțian de fotbal care s-a desființat după 20 de ani pentru că s-a rupt mingea. Nu e cu fotbalul, nu e cu fotbalul. Asta este, doi scoțieni. E cu scoțienii care s-au dus la bar. Dar și aia e tot cu trei scoțieni. Nu cu barul. Nu e cu fotbal, nu e cu barul. Asta este simplu, așa. Doi scoțieni. Care jucau poker. Dar bineînțeles că erau patru scoțieni care jucau poker, nu? Asta vrei să o spui? Nu mai vreau să spun nimic! Piesa Ursul de A.P. Cehov este o producție a Teatrului Cochet în regia Ruxandrei Bălașu. Din distribuție fac parte Marius Bodochi, Ruxandra Bălașu și Gabriel Costan. Piesa spune povestea tinerei văduve Popova, cu ochi alunecoși și gropițe în obraj, care își trăiește doliul cu mare devotament până într-o zi, când în casa ei dă buzna un creditor furios venit să recupereze o datorie. Acesta pare să nu se înduplece de nicio sensibilitate feminină și decide să nu se urnească până nu are câștig de cauză. Tânăra domniță nu numai că nu îi dă banii, dar îl și provoacă la duel. Ce poate ieși dintr-o asemenea situație complicată? Cu siguranță o comedie de bună calitate. Uite, astea-s pistoalele. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Eu mă duc să caut ajutor. Dar înainte... Ce-a cu rău? Înainte să ne duelăm, vă rog să-mi arătați cum se face. N-am ținut în viața mea un pistol în mână.
Spectacolul Cum se face, scris și regizat de Octavian Strunilă, este o supercomedie despre viața oamenilor de teatru. Adică nu, că nu are nimeni nevoie de ea. Nu e adevărat, nu spuneți așa ceva, nu spuneți chestia asta. A, uite, bă, așa am o nevoie de un actor, acum nu știu. Nu spuneți așa ceva. Băi, dacă erai medic sau avocat, mai înțelegeam, nu, dar nu actor. Actor, eu uite actor, te mai îmbraci așa? În distribuție, pe lângă Octavian Strunilă, îi regăsim pe actorii Paul Ipate, Andreea Mateiu, Anca Sigartău, Alexandru Conovaru. Când 5 actori buni se adună, iese o comedie pe cinste. Alo, domnul avocat? Îmi cer scuze, știu, e două noaptea. Vă rog eu frumos să mă scuzați, știți ceva? Am dat cu mașina într-un gard, am băut și un pahar de vin. Vă plătesc oricât veniți acum, vă rog eu. Alo, domnul actor? Îmi cer scuze, e două noaptea. Vă plătesc oricât veniți acum, jucați ceva, că crapă inima noi dacă nu jucați inima. Cam atâta nevoie are lumea de noi. Spectacolul pentru copii Aventuri cu domnul Goie al Ateneului Național din Iași are să fie preluat în perioada imediat următoare. Pentru Casa de Producție TVR, această stagiune a fost o bucurie și un prilej de a spera că televiziunea română va fi o opțiune pentru spectatorii bucureșteni iubitori de teatru în aer liber în perioada de vară. Într-o lună și jumătate, din 26 iulie până în 15 septembrie, s-au jucat 8 titluri, am avut 7 teatre companii partenere, au fost 31 de reprezentații, am avut sute de spectatori, a existat un echilibru perfect între dramaturgia clasică, Cehov și Caragiale, și cea contemporană, Mazilu, Petre Barbu, Olga Delia Mateescu, Octavian Strunilă. Și, pe lângă bucuria de a petrece minunate seri de vară alături de oameni care iubesc teatru, considerăm că mai există două mari motive de satisfacție. 8 spectacole noi în Arhiva TVR, prin preluarea reprezentațiilor din cadrul stagiunii și inaugurarea unui nou spațiu de joc, Grădina Molière, locul de unde a început istoria televiziunii române. Sperăm ca acest loc să devină un reper pe harta spațiilor în care teatrul este acasă.